Și balamalele se vede pe ele. Desfă-le și uite ce sistem are Petre. Bă, omule, mă, nu le străca, mă! Hai, mă, Nelson, mă, vorbi prostii. Noi știi de știi de un ram. Mă, centrala nu mi-i bună, că tu zici. Bă, n-am zis că nu-i bună, ți-am zis eu că nu-i bună. Te-am întrebat de câți ani. Dacă te... Bă, iar mă trage ăsta pe televizor. Hai, mă, Nelson, mă, lasă-i, mă, crezi, mă, bă. Bă, Petre, mă, dar tu vii... Nu-ți trebuie chiederile de la Termopan, Petre. Ba da, să le pui la mine, Nelson. Păi tu după mintea ta le-ai luat, mai prostit din vrăjeală să le iei. A, nu, mă, am zis că să nu-mi fie și mie frig la iarnă, dar stai să zic ceva. Zii. Oprește televizorul ăla. Nu-i oprit. Nu, bine. Zii. Ai, dar pe că ăla-i mișca, lasă că... Bine, bă, Petre, n-a zis, n-a zis, Petre. Îl pune pe internet. A, mă, Nelson, nu. Lasă că nu te pui, că asta le țup pentru mine, în caz că mi se strică centrala, nici fumul nu iese. Nu mai vâjie. Mm-hmm. Vezi cum stă pe loc. Nu mai vâjie. No, mai vine curent la picioare. Pe zi, mă, Petre. Bine, Nelson. Nu mai zic nimic, că tu mă tragi pe televizor. Na, vezi, mă, Sandule. Așa ca între vecini. Da, da, bine. Mă pune, că nu mai pus-o, dar tu zici că trebuie că nu mă trebuie să pune, pus da. Pe mine. Da. Zice, Mihai, zice, Fredean, că ești putut, Nelson. Stai jos și mâncă de viniță. Ai? Mai ai? Sau? Trage scaunul, trage acolo. Dar nu mă închid un pic între ele. Bă, trage scaunul acolo. Asta? E. Așa. Că vine Riana și spune mi-e. Mamă, unde-i mă la bătrână? Care bătrână? Ai la partea? De asta nu prea. Ha? Nu știu ce dar ăsta. Am făcut și un mamuci. E zidar, e zugrat, e mecanic auto, tu n-ai văzut. Da. Ce ăla? Cum te-am plăcat de la noi? Noi dimineața își desface motorul și pe masă îl pune înapoi, la Dacia, dă ok și mai răsu. Și dimineața vine iar îi dă ok și nu mai pornește. Iar îl desface. Asta face el cu gol. La costum ai văzut? La costum și cu clop în cap. Te-ai uitat la mașină la tine, dacă văzi deasupra cheile pe mașină. Nu știu ce am dar de vinit ai închis ușa. Noi am fost și la țară și de mine am scos, am lucrat și acolo la apă, am băgat canalizare, am făcut bani. Dar pe care era codicul. Bă, auzi ce lucrări au făcut la țară. Canalizare... Am băgat apă atât de tăt. Ne-au furat ustensilile de aici. Mă, Petre, când am venit din Italia, pe aștia zi tu. M-am urât. Dar nu are televizorul? Bă, lasă lui. Nu mai are, bă, nimă, că l-a pornit și... Nu mai are, măi, răză de treabă, nu mai are. Zi tu pe aștia, cât e? M-am urât, bă, m-am urât. Cât crești am avut? Câte șurubelniță? Seturi, ultimele, mă, când au apărut Boșul pe Imantă, până 2000... Unde, Petre? Pe dore, nu mi le-ai dat mie. Ia atât, erau acolo în balcon. De numai! Le-am băgat în garaj. Le-am băgat în garaj. Și-au venit pisicile și le-a dus. Nu știu, mă... Unii, cu oră când ne-a cotat scule și de alea mea se taură. Bă, bă, unde, da? De. E cu el, da. Ce-te-te, nu știu, ai pornit televizor. Băi, omule, dar uite-te că nu mere, băi. Tu nu vezi că nu mere? Nu. Ea, zic că să nu-l pornești. Nu m-a fus de cap. Am luat apa la țară, eu tras canalizare. Ne-au luat, mă, ne-au luat saci, mă. Păi tu mi-ai dat, mă, ce saci? Care saci? Cu materiale. Păi da, ai zis că nu mai trebuie, ce asta mi-au... Și gresia mea, nu tu mi-ai dat-o. Bine, gresia, nu, mă, saci cu materiale. Care materiale? Amu? Și acum mi-ai luat din ele. Nici un cancioc. Fii atent. Tablou de 80 de milioane care l-am luat de la câinile de la Daniel. Casa părăsită din Poieniță, așa se numea. 80 de milioane pe catalog. O zis ce? Întreabă la soacră. Ai folosit soacră ta? Întreabă bolea mea. Să vezi dacă nu o dus acolo. Sigur să fii dus acolo. Eu am dus-o turatul ăla pe ce știe de-a mea. Și unde era? Cum? Aici ai fost. Păi nu dus din iară când ai schimbat atunci. Pe am dus, ce-am dus? O grămadă am dus. De la tine, la acolo, la mașina. Candelabrul care l-am cumpărat din Ungaria cu cristal de Bohemia. N-a unde mi-e ăla? Cu țurțuri. Nu știu. Nu știu ăla din Ungaria care... Dar nu știi, că dar aici în camera mare. Eu am o poză acasă. Când aprindeam becul să
stele s-a aruncat, nu-i mai pietre, dar eu știu că ție ți l-a dat, eu l-ai dus în garaj, ești bolnav, n-ai voie să fumezi. A tu ai pornit televizorul, nu știu. Du-te mă bine, să... Tot am fost cu eu. Da? Nu. Dar pune-i pe televizor și după aia ne... Nu-i problemă, ce e? Stai să nu știu, nu era mă da, dar tu nu ții minte că l-o dus la mea către mine, le-am cumpărat și jamuri termopane, mai pus ceva acolo. Și le-am dus, bă, le-am dus eu odată, nu mă, când ai zugrăvit odată, eu cu Leana le-ai dus la socrăta, acii la apartamentul. Nu ții minte că n-am băgat la mine mașina? Măi, eu... Covoare ai avut atunci, nu știu ce ai avut, nu am avut. Și ți-a fost ciudă că nu ți le-am dat ție. Eu ți le-am cerut. Covor persean Samu, igoare nu. Fuuu, bine că mi-a amintit de covor. Covorul ăla meu mare de 5 metri. Și eu le-am dus la țară și eu am audiat. Era moda când s-o muta, când o cumpăra Lena în apartament, ăla așa era, cu covorul mare. La țară ce parte e? Da, nu e bine, în Calata. Unde e? Calata, la Calata. Fântânele Beniș. Mă duc la, eu mă fac acolo, mă duc la Doda Fide. Nu. Pe Teală Chințeală. Ei, dar știu, că am fost la acolo. Dar e mult, am fost la acolo. Nu, că o să vină ursul. Da, vine, dracu. Nu, o să vină ursul. Bă, candelabru, știu că l-o dat jos atunci când am făcut tavanul. Aici. Ți l-am dat și a zis, ai grijă de el. Eu am poză. Vezi că eu te sui în mașină și zic, hai să mergem la socru. Dar nu te de 20 de ani și aduce aminte, după tot e... Băi, eu am poze cu candelabru, tu știi? Aici, dar tu și te-am dat pe candelabru la plis. Le-a luat și paretile încă pe aici. Când ne-a ținut zoala lui... El mă face că e la mine în cameră, dar el nu l-a dat, numai cât o face... Auzi, bă, la tine în cameră. Tu nu le-ai dat mie. Cum să ți-l dau, mă, omule, mă? Bă, tu... Dar pe bune, știi cât e ca... Auzi! Deci nu știu dacă e ăla, dar ce zice el? Unul nu l-a dat mie, mă. Când ai zugrăvit prima? Nu, când am zugrăvit, mă, eu la facină și tablou, mă! Da, tablou, du-te, Nelson, bine, nu auzi ce zice de tablou. No, dar, nu știu dacă e ăla, eu ți-l arăt, dar tu mi l-ai dat ăla. Tablou? Nu, mă, candelabru. Un candelabru este de la mine. La... Ăla cu țurțuri cu cristale. Mare. Păi, amu, pentru camera ta e mare ăla. Eu ți-l arăt, du-te, Nelson, nu mă bun. Eu ți-l las, dar la cum ni l-ai dat, dar ăla e mult, mă, de când ai... N-ai nu, mă, omule, mă, de când am zugrăvit, mă? Când ai zugrăvit tu, mă? Am nu? Când am zugrăvit aici? Nu, ăla e de... înainte de a sparge. Știi că am spart eu prima dată, tu ai făcut chestia asta aici, și după încă câțiva ani, pe urmă, o fuc. Bă, omule... Tu ai pornit televizorul. Nu-i pornit, fute la în gură să-l fuc. Nu-i pornit. Bă, Petru, și da, dar nu, că tabloul l-ai valorificat. Că astfel n-aveai tu cum să faci fântâna la țară. Bine, pe... A venit-o, Nelson. Și-a auzit fântâna cu ciri. Zic cu ciri. Cu teatru, zădită, Nelson. Și mai ce are fântâna? Lanț. Păi, dar bătrâna nu poate să dea la mânecă. Are hidrofor, bă. Asta am vrut să aud. Dar o vine direct în casă. Da, dar vine hidroferul. Ele costă bani. Ăla-i tabloul. Bă, Petre, bă, serios, tablou și ăla candelabru. Vopselele de mai pus să dau o groză de bani astăzi la coare. Da, ți-am zis? Da, știu. Da, nu, nu ți-am zis. Mă duc și zic unde-s vopselele. Eu ți-l fac cu ghii, mă. Eu ți-l fac. Nu, dar erau betoni, era numai aprave. Tu știi că e când e 7 ani. E 6 ani. Bă, omule, 7 ani e de feștea. Știi cât e o cană de feștea din aia atâta? Ha, 60 de euro, e atâta din aia. Păi poate că e scumpă, eu nu am zis că nu e scumpă. Dar problema e că nu era bună, Nelson. Bă, era numai curat. Bă, că este soluție care o descogabulează. Da, păi dacă spun... Alea, e ca și lavabilul ăsta ce e la tine, bă. Nu, e că lavabilul, că lavabilul cu 25 de lenze e o... Ala care o fouă mai rămas în beci, l-ai putut folosul. Dar cum? Acum? Dar nu am culoare la care să-l folosesc. Mă bun, și unii ala în beci? Nu lasă că îl bag eu apă peste el să vedem dacă sunt... Măi, nu apă să bagă, măi! Dar ce se bagă? Mai! Băi, nu apă, băi! În soluție, iată-te-a mea o sticlă! Da, bine, amu' Nelson.
Da. Eu nu cred, nu se mai pot folosa. Așa erau, numai praf era în undru. Și ca beton. Era întărit pe găleată, le-am desfăcut. Nu sunt bune, le-am aruncat. Dar nu eu le-am aruncat, că eu l-am pus pe raf. Și ea mai fost o dată în bec. Copii? Au schimbat, că au făcut un zâr de beton între vecina. Că știi ce făceau ăștia? Venea și pe surma și nu între erau spunele mele acolo. Și furanii? Nu bine, nu furanii. Din neamul gătărenilor? Nu știu eu. Bă, perște-vă, eu am știut că ceva, eu am știut că ceva nu e în regulă cu tine, dar cum? Nu tu cumva mi-ai recuperat sculile de la el. Bă, că te-am zis la ăsta, dar ce faci, mă, omule, când era afară la telefon? Ce faci tu cu atâtea? Când? Da, să zice că nu știi că... Ce mă, că le-o vându, mă, dar întrebea mea... Cum să vând sculile, mă, omule, mă? Bă, ce că te-am mai făcut? Drujbă, mă întreba pe mine. Drujbele le-am vândut, dar nu zic. Ai o grămadă, ai avut de sculile. Nu, mă, șurubelniță cu step, pe categorie, cu din ele. Eu ți le arat pe mine, dar pentru că să e luna de-a ta, eu te le-am cumpărat din urmă. Pentru că... Opa... Din nou să le-am cumpărat. Cu cavitea, cu magnetizație și de alea. Bine, știi câte grade ai întâlnit? Vine ăștia și aduc din Germania, să vezi tu ce scule sunt. Le-am luat o jucărie, de aia de tăia la 45 de grade, 30 de lei. Nu. Îți dai seama, și eu pe un cuțit am dat 5 milioane. Și pe ăla tu tai numai drept. Am bine. Pe ce scule să le cu 30 de lei mai pete, mă? Păi ți-a dus să o bagă în priză, vezi cum taie. Și are video pe ea. Ce taie? La 45 de grade, tot ce vrei, începând de la agresie, faianță, tot ce vrei. Au, nu. Serios, din târg le cumpă. Nu cumpă. Ți-am spus, frate, te-am cumpă cu 5 de grade. Dar pe și cu el m-am întâlnit acolo, dar lângă mine vine. Cine, frate, așa? Au. A dat scule pompierul. Nu, nu știu ce au. Dar cum te-a tăcut să văd? Nu, mă, dar nu mai ani trecut. Nu mai vinde scule pompierul. Nu? Nu. Deci n-ai văzut ce are la Boroia? De la Nelson, de unde? Bicicletii ultimele mele. Dar n-ai văzut ce are la Boroia, ai văzut? Sau lile. Șapte din alea, dar nu-i petre. Cât ți-a răbdut atâta de mare? Și atâta. Dar nu le poți ridica. Șapte de alea avea. Pline cu sculă. Pline cu sculă. Le-am văzut ce de afară. Mă, trebuie să duce până la consulitate. Ăla e cam de la Brumea. Du-te, vezi. Te-ai cântit eu să stai acum. Ăla-i cam de la... Nu mă, Nelson, pe dar la mine aia de lor, să-l dau jos și dacă ți-l dau. Dar nu trebuie acum, ajut. Dar cine îți trebuie să-l dau jos. Dar ăla trebuie să-l pun în ultima cameră, mă, că de-o serios, nu, Petre, dacă e ăla, dacă nu e ăla, dacă e ăla de data trecută, care ți-l am dat mie. Primul, mi-ai dat unul mie, bă, omule. Dar, da, dar nu crezi... Auzi, bă, ce e așa? E așa? Nu. Dar cum e? Păi nu știu, are niște țurțuri așa în ei. Păi țurțuri, aia! Pe doi are, unul n-are, unul n-are, unul are. Care are? Care are? Nu, ai văzut? Dar mere televizorul, mă sunt... Nu mere la niciun televizor. Bravo, Persimă, ce-a făcut Petrea? Stai așa, că-mi fac eu treaba să-și oblă. Iau din candelabru câțiva țurțuri și în caz că vine omul, zice, nu apreși așa, lipsește, nu mai trebuie. Nu, eu ți-l arăt, dar l-am ilegat tot, deja bază, știi, ca și Grecia. Dar îi le cer, iar... Știi cât e candelabru ăla? Nu știu. Eu nu l-am cumpărat, dar tu l-ai cumpărat, eu l-am cumpărat. Mai predomina auriu ăla pe el? N-are auriu, mă. Dar ce are? Mă, nu știu ce culoare, sunt cât de sticlă, mă. Omul e alt, mă, ăla și așa l-a dat pe domnul. Cine era tine? Cine era tine? Cine? Hai că-mi eu. Dar nu cu... Să nu filmezi cu... Nu filmezi? Lasă-ne... Nu. Chiar pe candelabru. Ăsta au tras pe televizor. Nu trag acum. Chiar pe candelabru. Nu mere, mă. Hai, mă, Petre, mă. Nu mere, mă, serios. Numai pe candelabru. Ce te mere televizorul? Da, bine.